Sectorul forestier este afectat de o explozie a prețurilor pe piața de materie primă, cu efecte grave pentru industria de prelucrare a lemnului, iar o prelungire a crizei riscă să afecteze și populația în sezonul rece, prin escaladarea prețurilor la lemnul de foc, informează ziarul Adevărul. Consiliul Pădurilor și Industriei Lemnului a adus în dezbatere cauzele și posibilele soluții ale fenomenului. Cu maxime istorice la prețul lemnului de lucru, atât la Rășinoase cât și la Foioase, piața materiei prime se confruntă cu o criză extrem de serioasă, ale cărei efecte riscă să se amplifice la toamnă și să afecteze inclusiv piața lemnului de foc pentru populație. În acest context, producătorii de mobilier susțin că au de înfruntat cea mai gravă criză din perioada recentă. Asociația Producătorilor de Mobilă din România anunță, citez, prețul exagerat al lemnului, care în luna mai s-a dublat față de aprilie 2021, precum și lipsa lemnului fasonat și a altor materiale lemnoase, determină închiderea multor capacități de producție sau nerealizarea comenzilor primite din cauza neîncadrării în costurile de fabricație. Am încheiat citatul.